Fostul președinte executiv al PSD, Nicolae Bădălău, îi ia apărarea Ecaterinei Andronescu după ce aceasta i-a cerut lui Liviu Dragnea să plece din fruntea partidului. O numește un dascăl de o verticalitate exemplară. Cu mai multe detalii vine chiar acum colega noastră, Hilde Tudora. Hilde, ce spune mai exact acesta? Concret, spune Nicolae Bădălău, Ecaterina Andronescu este unul dintre cei mai marcanți membri ai Partidului Social Democrat. Este un dascăl de o verticalitate exemplară. Reacția vine după ce Ecaterina Andronescu i-a cerut lui Liviu Dragnea să facă un pas în spate și să plece din fruntea partidului. O altă reacție în acest context vine din partea fostului premier, Mihai Tudose, care spune că ar trebui să existe o discuție civilizată în conducerea partidului despre problemele ridicate de Ecaterina Andronescu. De asemenea, important de punctat, potrivit unor surse, cele mai multe organizații PSD din țară refuză să se delimiteze public de mesajul Ecaterinei Andronescu. Vă reamintesc, fostul ministru al educației a trimis o scrisoare către membrii PSD în care spune că Liviu Dragnea ar trebui să demisioneze din fruntea partidului și de asemenea precizează că actuala echipă de la Palatul Victoriei ar trebui schimbată de urgență. Deocamdată atât. Andreea?